Când terminam facultatea, m-am orientat către studii în zona economică. Și probabil am îmbinat foarte bine, pentru că nu e atât de greu. La fel ca și în chirurgie. Când te apuci să faci o operație, îți alegi niște instrumente cu care lucrezi. În funcție de operația pe care o ai de făcut, ai niște instrumente pe care le pregătești înainte de a intra în zona operatorie și pe care lucrurile se întâmplă. Așa e și cu strategia și managementul. Ai niște instrumente manageriale pe care le folosești pentru a obține niște rezultate. Niște rezultate. Creezi strategia, îi dai claritate, folosești niște instrumente manageriale de analiză, de așa, după care mergem și noi către cultură și către oamenii cu care lucrăm și cum putem relaționa cu ei, astfel încât lucrurile să se întâmple în misiunea și viziunea, să zic, antreprenorului, dar misiunea și viziunea companiei, misiunea și viziunea oamenilor care, în momentul în care te apuci de făcut pâine, cei care trebuie să o vândă, trebuie să vină să facă și câteva acolo, să vadă cum să fac, cum să face pâine. Așa este. Și partea de implementare trebuie cooptată, trebuie adusă în momentul definirii strategiei, pentru că sunt inputuri valoroase care îți pot, nu știu, îți pot provoca gândurile pe care le-ai legat de strategie. E strategia echipei, strategia companiei. Afacerile sunt despre oameni. Poate că de multe ori ne uităm și ne gândim că afacerea e despre produs și servicii. Tehnic, da, dar în realitate afacerile sunt despre oameni. Și în modul în care noi putem aduce plus valoare în viața celor cu care interacționăm zi de zi. Dumitru Fodor, antreprenor, lider, mentor, președinte grupul Vetro, voluntar în două organizații non-guvernamentale importante, RBL și Claro, în cadrul Romanian Business Leader este inițiatorul și promotorul proiectului DOR, de origine românească, convins fiind de potențialul antreprenorial al acestei țări, dar și nevoia de suport a producătorilor locali. Tată a doi copii minunați, tineri adulți, este permanent interesat de educație, atât la nivel de concept, cât și la nivel de soluție, de metodă și de aport personal. Cea mai bună metodă de a învăța este din exemplul personal. De aceea a răspuns invitației noastre de a împărtăși cu cei din comunitatea Encourage People povestea sa de succes antreprenorial, povestea sa de creștere umană și de voluntariat în comunitate. Bine ai venit, Dumitru Fodor! Mulțumesc mult, Cristina, mulțumesc pentru invitație și mă bucur mult că sunt aici. Nu știu, trebuie să recunosc pentru început că am ceva emoții. Cred că e prima dată când particip la o întâlnire de genul ăsta. Și da, sunt un pic emoționat. Mulțumesc încă o dată pentru invitație. Ești un antreprenor de succes, Dumitru? Nu știu ce să răspund la întrebare. Da, probabil că da, dar nu m-am gândit niciodată din perspectiva asta la partea de succes. Da, îmi place succesul, dar n-aș putea spune... Cum îl definești, Dumitru? Cum îl definesc? Să zic așa, focusul pentru succes în viața mea l-am simțit mai puternic și chiar foloseam foarte mult cuvântul succes cât am fost manager. Pentru că îl măsuram prin prisma rezultatelor. Acum, în partea de antreprenoriat, de 10 ani fac antreprenoriat, nu știu, n-aș ști să-l definesc, n-aș ști cum aș putea să-l măsor. Ok, e un concept. Adică cât am fost manager, mă uitam la rezultate imediate și știam că așa se măsoară succesul. Așa se măsoară succesul. Acum, probabil în antreprenoriat, succesul e mai mult decât, nu știu, obiective, cifre și toate. Care a fost motivația ta în decizia pe care ai luat-o să treci de la management în multinațională la antreprenoriat? Cred că partea de antreprenoriat cumva, sau cel puțin în cazul meu, am moștenit-o din familie. Sunt
sunt norocos, să zic, să fi avut trei bunici. Mama fiind adoptată, aveam părinții naturali ai mamei, cât și părinții adoptivi, care au trăit în aceeași curte. Și, adică, și tot timpul eram cu bunicul, cu Constantin, care, na, fiind în aceeași curte, copil fiind de la... Îmi plăcea foarte mult să petrec timpul cu ei. Cred că începând cu vârsta de 3-4 ani, până multă vreme, toată copilăria, am crescut alături de el. Iar el era un bun antreprenor, la vremea aceea nu înțelegeam de... conceptul. Da, și exact ce face, dar practic el trăia din creșterea animalelor. Și îl vedeam foarte înverșunat de a-și păstra parte din proprietățile pe care le-au avut înainte de schimbările prin care au trecut România la așa, în vremea respectivă, iar el avea un focus de a-și păstra pământul, de a lucra și de a crește animale. Toți bunicii se ocupau cu creșterea animalelor, în schimb la el am văzut ceva mai mult. Adică în afară de a le crește, de a avea grijă de ele, avea și relații cu cei care le cumpărau. Tot timpul casa era plină, veneau, mâncau, puneau și ceva de băut împreună și avea partea asta de relații. Și probabil că de acolo vine, de la bunicul. Ai învățat de mic cum se face antreprenoriatul. Da. Și totuși, care ți-a fost motivația? Ai visat de mic la a fi antreprenor? Ai visat să ajungi și tu să fii ca bunicul? Probabil că acum mai spunem antreprenoriat. La vremea aia nu puteam să definim, să spun că așa arată conceptul. Mai departe, mama a lucrat în comerț. Lucra foarte mult în partea de vânzări și tata avea un job stabil, cum zic așa, un job, el, ca și electrician, s-a ocupat de stații de pompare a apei și nu știu ce, dar mama lucra în comerț, în librărie și tata o ajuta foarte mult pe partea de vânzări. Adică mama când se plictisea de a sta în librărie, venea acasă și mergea tata în locul ei. Deci cumva, în cadrul familial, am avut cele două exemple de a crește animale și a avea relații și pe partea cealaltă mama care se ocupa de vânzări. Sunt două elemente importante, cum produci și cum vinzi. Cum produci și cum vinzi. Da. Și au fost acolo acasă. Bine, ulterior trebuie perfecționate, lucrat pe ele, dar cred că lucrurile s-au întâmplat mai mult instinctiv. Din tot ce înseamnă antreprenoriat, care e subiectul pe care l-ai alege? Creștere și dezvoltare de business, nu știu. Creștere și dezvoltare. Da, cred că la asta mă gândesc, că practic asta facem noi antreprenorii. Creștem și dezvoltăm și producem impact. Producem impact atât prin produsele și serviciile pe care le vindem, cât și impact, cred că aici e cea mai mare provocare, la nivelul oamenilor cu care lucrăm și cu care interacționăm zi de zi. Ești cunoscut ca un strateg. Tot ce ai făcut în business, în tot acest timp, arată o strategie bine conturată. Cum ai ajuns la a fi atât de bine văzut ca strateg? Nu m-am gândit niciodată la adică mă surprinde întrebarea, pentru că nu m-am gândit niciodată că din afară s-ar vedea... Din afară se vede o strategie extraordinar de meticulos făcută. Poate că ar fi de bun augur să ne povestești de unde ai plecat cu businessul și unde ai ajuns. Este atât de bine conturată strategia businessului tău. Mergând mai departe pe firul poveștii, am absolvit Facultatea de Medicină Veterinară de la Iași și am făcut-o în spiritul legăturii cu animalele pe care am văzut-o la bunici, la toți bunicii, că ei cu asta se ocupau, din asta erau antreprenori, din asta își câștigau viața, își câștigau pâinea. Iar după terminarea facultății,
poate că spun așa un lucru în premieră, mi-am dat seama că nu pot practica meseria de medic veterinar. M-am forțat în partea de chirurgie, tot ce înseamnă chirurgie, să înțeleg, să fac, dar în momentul în care aveam operații, nu eram eu, nu mă simțeam bine. Și atunci zic, ok, termin facultatea, în partea de practică presupune chirurgie, care, nu știu, e cu elementele de rigoare și zic, ok, nu pot. Nu pot să continui în direcția asta, nu pot să fac lucrul ăsta. Și așa am avut un flash la un moment dat, pentru că mă gândeam la tata, care dacă avea de tăiat o găină în curte, mergea la vecinul, că el nu putea să o taie, adică nu putea să vadă lucrul ăsta. Și probabil că tot așa o legătură care a continuat. Și m-am uitat ce ar putea face mai departe. Fiind lucrurile de așa natură și intrând în contact cu cei care făceau vânzări, m-a atras foarte mult ideea. Și m-a atras ideea din prisma faptului că mi-oferea posibilitatea să mă ocup mai departe de sănătatea animalelor, făcând altceva decât practică veterinară. Și am mers către multinațională, am lucrat ca și reprezentant medical, vreo 4 ani, de acolo am mers și am coordonat echipe de vânzări ca și manager și am învățat. Cumva, microbul era sădit din copilărie, de acasă, doar că lucrurile s-au întâmplat. Lucrurile s-au așezat. S-au așezat. Lucrurile s-au așezat pentru tine. Am completat, să zic, partea de studii medicale cu studiile economice. De fapt, și aici e o poveste, că mi-am dorit foarte mult în clasa a noua să merg să fac contabilitate. Și când am ajuns cu dosarul la contabilitate, a venit cineva și a convins-o pe mama, care era cu mine, că zice, știi, partea de contabilitate nu-i de viitor, uite, zona de medicină veterinară arată mai bine, nu știu ce. Și a rămas așa, uitându-mă către contabilitate. Deci liceul tot veterinar a fost. Erai restant. Aveai restant. Aveai ceva de completat în strategia planului tău de dezvoltare. Da, și m-am uitat către... în momentul în care am terminat facultatea, m-am uitat către studii în zona economică. Și probabil am îmbinat foarte bine. Pentru că nu e atât de greu să... E... la fel ca și în chirurgie. Când te apuci să faci o operație, îți alegi niște instrumente cu care lucrezi. În funcție de operația pe care o ai de făcut, ai niște instrumente pe care le pregătești înainte de a intra în zona operatorie și pe care lucrurile se întâmplă. Așa e și cu strategia și managementul. Ai niște instrumente manageriale pe care le folosești pentru a obține niște rezultate. Niște rezultate. Nu e complicat. Nu e complicat. Businessul tău este un business de succes. Cât e know-how tehnic și cât e influență personală în construcția unei strategii? Pentru că este clar lucru că la baza dezvoltării unei afaceri stă strategia. Iar tu ai învățat asta completându-ți studiile, cum spuneai, dar și din pasiune. Pasiunea ta pentru a te îngriji de sănătatea animalelor, pentru că până la urmă întreg conceptul Vetro se învârte în jurul companionilor, dar nu numai, animalelor de companie, dar nu numai, pentru că înțeleg că te adresezi și celor care au ferme. Ca și concept, deci, ne-am uitat la mai mult, ne-am uitat către bucuria pe care o putem aduce oamenilor prin grija pe care o avem față de animale. Aici, să zic, ce ne-am asumat noi. Da. Avem grijă de animale să fie spre folosul omului, pentru că așa au și fost lăsate pe pământul ăsta când au fost create. Deci nu sunt diferențe foarte mari în gândire. Tot în, evident, din momentul în care ne-am clarificat ce dorim să facem, lucrurile se așează. Lucrurile se așează de la sine. Și se întâmplă. O strategie... Poți să ai o strategie bună și sunt mulți care zic că importantă, pe lângă strategie, să ai și o cultură organizațională foarte bună, astfel încât să poată să
ducă strategia mai departe. Iar în cultura organizațională vorbim de oameni. Vorbim de oameni. Vorbim cultura de oameni. Organizațională, vorbim pentru că oameni. Oamenii și resursa umană sunt valoarea și motorul fiecărei afaceri. Și noi, antreprenorii, nu am putea fără specialiști, fără oamenii care aduc valoarea lor în companiile noastre. Creezi strategia, îi dai claritate, folosești niște instrumente manageriale de analiză, de așa, după care mergem și noi către cultură și către oamenii cu care lucrăm și cum putem relaționa cu ei, astfel încât lucrurile să se întâmple în misiunea și viziunea, să zic, antreprenorului, dar misiunea și viziunea companiei, misiunea și viziunea oamenilor care vin. Acum, mai nouă îmi place foarte mult că în loc de cultură, să zic, în loc de cultură organizațională, să folosesc duhul firmei. Duhul firmei. Ajungem și la duhul firmei. Cine face strategia, o și implementează, astfel încât la ideea de ajunge la rezultate, să alăture acțiune? E foarte important ca e lucru de echipă. Lucru de echipă. Pentru că în momentul în care o strategie e făcută într-un birou, într-un laborator, are nevoie de implementare. Și atunci, sau cum zice un bun prieten, zice, în momentul în care te apuci de făcut pâine, cei care trebuie să o vândă, trebuie să vină și să facă și câteva acolo, să vadă cum să face pâine. Așa este. Și partea de implementare trebuie cooptată, trebuie adusă în momentul definirii strategiei, pentru că sunt inputuri valoroase care îți pot provoca gândurile pe care le-ai legat de strategie. E strategia echipei, strategia companiei. Strategii nu sunt implementatori, dar cum faci echipa alcătuită din ambele categorii, strategi și implementatorii, astfel încât să fie eficienți, să te ducă la succes? Lucru împreună. Echipa. 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 E o provocare mare, într-adevăr, pentru că echipele cresc pe măsură ce business-ul crește și atunci toți oamenii trebuie aduși a înțelege de ce ești pe piața respectivă, ce vrei să faci, care sunt beneficiile pe care le aduce oamenilor care lucrezi și care e plus valoarea pe care o pot aduce ei. Cum ai procedat la început? Ai fost antreprenorul care ai fost one man show și ai făcut foarte multe din acțiuni, activități singur până când te-ai înconjurat de specialiști care te-au dus către succes, cu care ai mers umăr la umăr către succes, sau ai fost antreprenorul, manager care de la început a înțeles că are nevoie de specialiști și i-a invitat alături de el? Cum? Ce s-a sortat cu tine? Cum a fost la tine începuturile? Evident că am fost în direcția de one-man show. Eu le știu, eu știu cum se face, eu știu cum să... Trebuie să faci aia, trebuie să faci aia, trebuie să faci aia. Norocul, să zic așa, e că am avut lângă mine oameni și lucrăm împreună și astăzi, foarte buni în implementare. Nu știam la vremea respectivă de cuplul ăsta vizionar, implementator. Așa s-au așezat lucrurile. Și ulterior, nu înțelegeam de ce oamenii din implementare nu reușesc să facă lucrurile așa cum le fac eu. Uh-huh. Deci ce se întâmplă aici? Că până la urmă suntem oameni, gândim, așa arată ce ne-am propus să facem. Ce se întâmplă? Și am stat încet încet și am studiat și am găsit niște teste de personalitate, niște lucruri cu care poți măsura. Un instrument, cum am spus, cu care poți măsura. Și când chiar ne-am distrat cu testele respective, că zice, uite, tu faci asta, tu faci asta, tu vii cu ideea, eu vin cu implementarea. Da, sunt testele de personalitate care de cele mai multe ori le folosim încă din momentul recrutării,
Pentru că e foarte bine să știm încă de la început tipul de personalitate al persoanei, pentru că un prieten, un coach renumit, spune că de cele mai multe ori, când facem angajări, le facem pe competențe, iar când concediem oamenii, îi concediem pe caracter. Nu știam de testele astea, adică pentru animale partea de psihologie de-abia cu apărut de câțiva ani și neavând să zic, contact cu dezvoltarea personală ulterior a venit. Însă cu Ioana e primul angajat al companiei și începusem să lucrez cu ea și stăteam undeva la o poveste și zice, uite, mi-aduc aminte că așa cu zi, uite, eu am vrut să merg în București să mă angajez la un cabinet veterinar și mi-au dat nu știu ce teste psihologice pe acolo, nu știu ce chestii, așa. Și după ce am stat vreo oră, două în testele alea, au zis că nu mă iau, că nu mă potrivesc pe ce e nevoie acolo. Sigur, pe companie. Da? Pe... Doar că noi ne potriveam foarte bine. Și atunci zic, bine, hai să vedem ce e aici. Și am căutat și am găsit și am ajuns la testele de care gândim. Dar le făceam așa în spirit de glumă, în direcția de când veneau rezultatele, ne uitam la ele și ne distram. Uite, tu ești așa, tu ești așa și fără a, nu știu, fără a avea un standard în a testa sau a... O bună perioadă, cât aveam timp, făceam eu test, când plăcea. Când veneau oameni care trebuia să-i angajez, luam instrumentul și mă jucam cu el și... Foarte interesant. Nu mai am timp acum. Interesantă povestea ta și în acest context am și eu o poveste. În momentul în care ajunsesem la peste 60 de angajați și nu mai mă înțelegeam cu oamenii, m-am dus să studiez managementul performant și managementul resurselor umane. Mi se părea că nu mai mă pot înțelege cu oamenii și după aia mi-am dat seama că de fapt dacă îi asculți, pentru că partea comunicării fiecărui manager e comunicarea e de departe una dintre nevoile, instrumentele cu care noi lucrăm. Ori valoarea comunicării, cea mai de preț este ascultarea. Și am început să-i ascult pe oameni și în momentul în care am început să-i ascult, am văzut că oamenii au foarte multe soluții și că dacă tu îmbrățișezi soluțiile lor de rezolvare a fiecarei situații și dacă sunt și conform nevoilor companiei, atunci tu ai la pachet și responsabilitatea oamenilor. Le-a crescut nivelul de responsabilitate al oamenilor în momentul în care i-ai ascultat și le-ai preluat ideile? La început a fost greu. A. Dificil, pentru că fiind one man show, eu le știam pe toate. După care am zis, din ascultare și din lucrurile pe care le foloseam, zic, nu știu cum să zic. Zona teoretică arată foarte bine. Da. Arată da. Foarte importăm sisteme, importăm sisteme de management și teoria stă foarte bine. Mai greu e când ajungem să raportăm la resursa umană. Da. Și e foarte bine punctat. Un rol important îl are ascultarea. Să stai să asculți omul și să îl înțelegi ce vrea să spună. Ori, cred că instrumentele astea te ajută pe tine să poți înțelege oamenii, că dacă nu ai în spate niște lucruri, fiindcă ești diferit, ești strateg versus implementator, să zicem. Da? Ești vizionar versus implementator. N-ai răbdare să nici, nu știu, să... Habar n-am, duci acasă, vrei să faci ceva de mâncare și să fie mai repede că trebuie să plec, că important e timpul. N-ai răbdare să stai să-ți pregătești o masă pentru tine. Da. Dar și atunci cred că zona de dezvoltare personală pentru antreprenor e importantă în a ști că există niște instrumente, că oamenii sunt diferiți, dar poți comunica cu ei prin trainingurile pe care le faci pentru tine, nu pentru ei. Ok, sunt importante și trainingurile pentru tine, dar sunt foarte importante pentru tine, pentru că ca și vizionar, trebuie să știi cum discuți cu un implementator. La început, nu știu, țipam, strigam, că
De ce nu se întâmplă lucrurile? Pentru că voiai rezultate și pentru că voiai ca lumea să te urmeze pe dată și să te urmeze pe dată și să meargă acolo, să te ducă în barca succesului. Pentru că de asta ne pierdem răbdare. Ne pierdem răbdare pentru că vrem să ajungem repede la rezultat. Dar nu înțelegi de ce cei care sunt cu tine nu fac cum vrei tu. Și atunci oprești un pic barca, te pui să citești, să înveți, să vorbești cu oameni care au mai făcut lucrurile astea, să vezi cine te poate ajuta. Mi-am amintesc că m-am întors la un dat de la un curs și era liniște așa la birou. Și Cristina a plecat între timp în Australia, foarte glumeață așa, zice, șeful, am o întrebare. Zici, te rog frumos ce pastile iei ca să mi le dai mie, să ți le dau, să nu uiți să le iei. Foarte fain. Adică văzuse o schimbare, văzuse o abordare mai calmă, mai liniștită și zice, bă. Foarte fain, Dumitru, este extraordinar. Deci, vezi tu, noi învățând, pentru noi, ajungem să ne ajutăm echipele. Este foarte clar, tot ce ai făcut te-a ajutat și a ajutat și pe cei din compania ta să ajungeți unde sunteți, pentru că grupul Vetro e foarte cunoscut. Ai succes, îl vedem, vorbesc rezultatele, vorbesc cifrele, vorbește numărul de angajați, activele. Spune-mi, ai avut obstacole? Evident. Multă vreme am zis, partea asta cu obstacole e o poveste motivațională. Adică toată lumea, știi, te apuci să faci un speech, e o chestie și o pui acolo, vai ce greu mi-a fost, și bla, chestie da. Genul ăsta. Și la îndemnul unei prieteni zice, chiar n-ai avut nicio provocare. Nu, hai, toate lucrurile sunt frumoase, s-au așezat, nu știu, așa crește, că zic, chiar n-ai avut nicio provocare. Și am luat întrebarea asta și multă vreme m-am gândit la ea. Și da, am avut o provocare majoră, o provocare care mi-a schimbat și mi-a marcat viața. Adică am pornit în antreprenoriat ca și business de familie. Și am ajuns după câțiva ani, în urma unui divorț, să se destrame familia. Ori nu vedeam lucrul ăsta ca fiind o provocare la momentul actual. Și am stat și m-am gândit, zic, ok. E o provocare, dar să înțeleg că sunteți în continuare împreună în business? Nu suntem în business, nu mai suntem în familie. Deci, dar și am stat și m-am uitat de unde și cum. Da, lucrând, fiind angajați, având niște venituri stabile și o viață stabilă, în momentul în care am decis să mergem către antreprenoriat și existând diferențe de strateg și implementator, de expansiune și siguranță, lucrurile n-au mai putut să se întâmple. Da, antreprenorii au înainte de toate apetit la risc. Da, și de cele mai multe ori siguranța ne plasează în zona de confort. Toți ne dorim siguranță, dar știm că dezvoltarea și învățarea, care sunt continui, au nevoie de apetit la risc. Cumva antreprenorul își calculează pașii, dar își asumă riscurile. Crezi că te-a costat asta? Asta încercam să spun, că fiind un business de familie în care amândoi am plecat în a construi și a face business-ul ăsta, diferențele de gândire dintre noi, la un moment dat a produs ruptura și, nu știu, poate că e vina mea că n-am dat suficient de multă atenție, iarăși, da, știi. Antreprenoriatul, chiar dacă nu sună bine, cere de foarte multe ori sacrificii. Și spun asta pentru că de multe ori în creșterea afacerilor noastre sacrificăm, alocăm mai puțin timp relației și de multe ori mai puțin timp familiei, copiilor, pentru că nu poți să fii prezent 100% în toate sectoarele vieții. E un timp pentru dezvoltare, e un timp pentru familie, e un timp pentru călătorii, e un timp pentru hobby-uri și nu dăm atenție, nu ne punem energia în toate sectoarele vieții egal. În mod echilibrat. În mod echilibrat. Dar există un cost. Există un cost. Și dacă nu ești atent la el, costul îți poate influența și marca viața ta, viața
celorlalți. Celorlalți. Adică, poate că nu ne-am uitat suficient de mult în momentul în care am importat modele de management. Am căutat. Și managementul corporatist, de cele mai multe ori, și dacă e pe tot ce importăm, și dacă luăm exemplele britanice, exemplele americane, pentru că ne uităm de fiecare dată peste ocean, ei țin împreună atât asociații cât și familia. Adică țin împreună. Noi dezvoltăm, noi ne dezvoltăm, noi învățăm să fim ca ceilalți, dar din păcate de cele mai multe ori există și victime colaterale în dezvoltarea noastră. Pierdem oameni dragi pe drum, așa spun eu, în momentul în care ceva funcționează și ne ducem și devenim cunoscuți cu ceea ce noi facem ca afacere, ceea ce dezvoltăm, creștem oameni, oameni tineri care vin pe lângă noi, lucrează cu noi, dar pe undeva pierdem. Adică eu am o vorbă pe care am învățat-o în ultima perioadă și care are ecou de fiecare dată în sufletul și în mintea mea: alegând, mărturisești că nu poți avea totul. Trebuie să-ți clarifici și să îți dozezi dragostea, creativitatea, în mod egal și către celelalte aspecte ale vieții. Și aș vrea să te întreb, Dumitru, ce anume te bucură? Cel mai mult mă bucură relațiile cu oameni. Îmi place mult să întâlnesc oameni, să povestim, să stăm, să... Asta mă bucură. Dar recunosc că sunt momente în care îmi place foarte mult relația cu mine. Și atunci mă retrag dintre oameni câteva zile, cât de mult îmi pot permite. În asta eu cu mine și am întâlnit cu mine, să zic așa. Poate că sunt, nu știu, mai mult în zona introvertă, dacă să folosim ceva elemente, dar da, îmi plac relațiile cu oamenii și relația cu mine. Leadership-ul diferă în funcție de industrie? Probabil diferă abilitățile cu care conduci. Nu cred că diferă modul în care lucrezi cu oamenii, că despre asta e leadership-ul. Leadership-ul este despre despre a lucra cu oamenii, nu cred că diferă. Diferă abilitățile de la o industrie la alta, adică trebuie să știi în momentul în care intri într-o industrie câteva lucruri de bază, putea spune, ca să poți să conduci. Și depinde foarte mult și de dimensiunea echipei. De dimensiunea echipei, de nivelul de dezvoltare al liderului. Ai spus că pe măsură ce te dezvoltai, ai început să-i observi și mai mult și mai mult pe oameni. Spune-mi dacă din tot interviul antreprenorul privitor ar trebui să rămână cu o singură idee. Care ar fi aceasta? Afacerile sunt despre oameni. Poate că de multe ori ne uităm și ne gândim că afacerea e despre produs și servicii. Tehnic, da, dar în realitate afacerile sunt despre oameni. Și de modul în care noi putem aduce plus valoare în viața celor cu care interacționăm zi de zi. Dumitru Fodor, pentru ce ești recunoscător? Pentru libertate. Libertate. Pentru libertate și credință. M-am uitat un pic în spate către... Recunosc că în copilărie n-am avut o relație foarte apropiată cu tata și m-am uitat așa retrospectiv să vedem și apreciez foarte mult pentru consecvența cu care crede. Și uitându-mă în acum 30 de ani în urmă, era frică să-și manifeste credința. N-avea libertatea de a-și o manifesta. Oricum o are și fericit. Iar eu sunt recunoscător pentru libertate și credință. Foarte frumos.
Este minunat ceea ce ne-ai împărtășit astăzi, Dumitru, și sunt bucuroasă să împărtășim din exemplul tău de reușită, aspecte ale vieții tale, modul în care te-ai mobilizat și ai trecut de la management la antreprenoriat, modul în care ai dat atenție oamenilor și ai crescut echipe și această motivație a ta care este de a face bine, de a face bine animalelor, dar și oamenilor cu care tu lucrezi. Este binele motivația ta actuală? După ce ai cunoscut succesul, după ce ți-ai învățat lecțiile, pentru că unul din mentorii mei spune că câteodată câștigi, câteodată înveți. Ce am înțeles eu din câteodată înveți este că liderul, antreprenorul lider, de fiecare dată când a eșuat, se scutură ca după vis urât, își învață lecția și merge mai departe. Care crezi că e motivația ta după ce ai parcurs aceste etape? Ce te animă să cobori din pat în fiecare dimineață și să poți merge mai departe în viață și în următoarele afaceri? Place, nu știu, îmi place, plăcerea de a face lucruri, plăcerea de a relaționa, plăcerea de a aduce bucurie, de a fi util, de a fi util oamenilor. Atât cât pot, nu pot să le fac pe toate, dar atât cât pot, asta mă motivează și mă, nu știu, e și, da, e și spre natura profesiei, îmi plac animalele din copilărie. Am văzut bunicii mei făcând lucrul ăsta. De a fi util. Da. Îți mulțumesc. A fost Dumitru Fodor, antreprenor, lider, mentor, cu care ne vom mai întâlni. Mulțumesc și eu, Cristina, din suflet și mă bucur. Mulțumesc.